Cea de-a patra conferință organizată în acest an de Asociația Forestierilor din România a avut loc acum câteva zile la Vâlcea, la fabrica Hatiud. Tema a fost accesarea fondurilor europene. Accesarea de fonduri europene. Este diferența de la totul sau nimic. Sau totul făcut câte puțin, în foarte mulți ani. Deci fondurile europene sunt o oportunitate nemaipomenită, care n-ar trebui ratată de nimeni. Pentru a accesa un proiect cu fonduri europene este decizia unui manager. Managerul, dacă știe ce vrea și dacă indicatorii lui financiari sunt buni și sunt eligibili la a accesa un proiect, asta este startul. Invitații au vizitat și fabrica de prelucrare a lemnului din Băbeni și au văzut noile tehnologii achiziționate cu fonduri europene. La eveniment s-au discutat și alte teme de interes, cum ar fi valorificarea superioară a lemnului, modernizarea industriei, management și leadership în companiile românești din sector. Instrumente muzicale, unde putem utiliza parte în lucreți, molidul de rezonanță, putem avea iară o valorificare și mai superioară a lemnului. Poate vă întrebați ce ca organizație de mediu într-un astfel de context. Să știți că nu este deloc anormal ceea ce se întâmplă. Să știți că este normal să găsim elementele comune pe care le-am regăsit de-a lungul existenței noastre, noi ca și asociație și ASFOL. Spre exemplu, managementul sustenabil al pădurii. Nu au lipsit de la conferință nici oficialitățile locale. Meseria dumneavoastră este extrem, extrem de importantă. Repet, spune că este o meserie de importanță strategică pentru România. Revenind la tematica aleasă de ASFOR, iată câteva sfaturi de la unul dintre specialiștii prezenți la conferință. Sunt trei elemente care fac diferențierea în realizarea unui proiect de succes. Rigurozitate, determinare și trebuie să fii foarte, foarte corect în tot ceea ce faci. Firmelor din sector, dar și toate tuturor firmelor care vor să acceseze fonduri europene, le recomand în primul rând să găsească un consultant care să fie de încredere și cu care să poată duce la bun sfârșit lucrurile. Din păcate, în România sunt foarte multe firme de consultanță, sunt foarte multe call center-uri, sunt foarte mulți care vând iluzii, efectiv. Cel mai corect lucru ar fi să meargă la un prieten, la o cunoștință care deja a implementat un proiect, care a avut succes și să meargă pe aceeași linie. Să nu experimenteze consultanți noi luați după Facebook sau din call center. România este prezentă pe piața globală a lemnului. Avem o resursă extrem de valoroasă. În ultimii ani observăm că există o evoluție, în special companiile noastre, în special companiile românești de care vorbim noi, companii mici, medii și mari, nu companii foarte mari, au început să acceseze proiecte europene și au început să-și cumpere linii de procesare a lemnului, care îi ajută să fie mult mai performanți și să facă față schimbărilor continui și a fluctuațiilor care există în piața lemnului. Asta este și viitorul. Noi trebuie să ajutăm și să încurajăm companiile să se doteze, să cumpere linii tehnologice moderne, să cumpere linii tehnologice noi. Am început aceste conferințe în a arăta cum pot fi accesate fondurile europene, care sunt fondurile disponibile pentru investiții. Am arătat ceea ce este în pădure, acum am venit și am arătat ceea ce este în fabrică. Vom continua acest sistem de conferințe în care vom încerca să prezentăm operatorilor economici, membrilor noștri, idei, soluții pentru a se dezvolta și pentru a merge mai departe în acest domeniu care este atât de important și un domeniu vital pentru noi toți, domeniul lemnului. România are două piețe, să spunem, sau o piață tradițională, este piața Orientului, în care facem export încă dinainte de 89 și o piață care este tradițională pentru România și pe care am păstrat-o. Și mai nou avem și piața Occidentului, în care pătrundem, în special prin aceste produse stratificate și prin casele de lemn. Ați văzut și astăzi ce proiecte frumoase pe zona de imobiliar, pe zona construcțiilor de lemn, sunt făcute în Europa de către români, cu lemn românesc și cu tehnologia pe care noi o dezvoltăm aici în România.
ASFOR face demersuri continue pentru ca vocea sectorului să se audă cât mai clar. De aceea este nevoie de transparență și de comunicare. Noi ca asociație încercăm să avem un dialog continuu cu organizațiile de mediu, fie că vorbim de WWF, fie că vorbim de Greenpeace, fie că vorbim de alte organizații de mediu. Încercăm să fim continuu în contact cu ei, să dezvoltăm o colaborare, un dialog, să ținem cont de părerile lor, să încercăm să le prezentăm membrilor noștri, să venim cu problemele membrilor noștri pe care să le prezentăm organizațiilor de mediu. Astăzi a fost, să spunem așa, prin această conferință și un prilej de a le prezenta o fabrică de o fabrică de prelucrare a fagului. Astfel reușesc să ia și contact cu ceea ce înseamnă industria lemnului. A fost prezent și în pădure. În pădure, dacă nu mă înșel, cred că am avut și un reprezentant din partea Agen Green. Suntem deschiși la tot ceea ce înseamnă colaborare și a transparentiza activitatea noastră. Este o activitate importantă care se desfășoară în sectorul forestier. Trebuie să existe transparență și doar prin dialog vom reuși să ne apropiem și să ne înțelegem unii pe alții. Încercăm să facem conferințe în anul acesta în fiecare lună. Sper să și reușim acest lucru. Nu este deloc ușor să te organizezi, să mergi prin toată țara, să ajungi, să organizezi, să faci lucrurile să iasă și cum trebuie. Avem foarte multe lucruri de arătat. Eu, la cât de frumos este acest sector, putem să facem și câte două conferințe pe zi. Dacă am avea suficient de mult timp, am putea face liniștit două conferințe pe zi și tot n-am reușit să prezentăm toate lucrurile bune și frumoase pe care sectorul de exploatare și prelucrare primară a lemnului din România le poate arăta. Urmează câteva proiecte extrem de interesante. Președintele ASFOR le-a dezvăluit la finalul conferinței de la Hati. Anul acesta vom avea în premieră Luna Forestierului, care va începe pe 8 septembrie la IRUM și sperăm să o încheiem pe 1 octombrie în București, la Muzeul Satului. Deci o premieră pentru ASFOR va fi Luna Forestierului, care vom încerca să o organizăm anul acesta. După care mai pregătim să lansăm un portal de anunțuri gratuit pentru membrii noștri, în care vor putea posta anunțuri de vânzare, cumpărare, angajare, firme, membri ASFOR, pentru care ASFOR garantează că există, că de multe ori pe aceste portaluri de tranzacționare sunt tot felul de companii, dar nu știi dacă în spate chiar există și o companie sau sunt doar niște interfețe. ASFOR va lansa în foarte scurt timp un astfel de portal de tranzacționare strict pentru piața românească și pentru membrii ASFOR. Mai avem un lucru, un ghid de bune practici în exploatarea lemnului, care la fel în perioada următoare va fi lansat. Așadar că proiecte sunt foarte multe pentru ASFOR, sperăm să reușim să le ducem cu bine la capăt pe toate.